Galeria se constituie ca un spațiu fenomen, un teren de mediere între opera de artă și publicul ei. Prezenta expoziție esențial ludic se constituie în jurul celor patru artiști reprezentanți ai școlii de la Cluj, Ioana Antoniu, Elian, Radu Pulbere și Andor Kömüves, și dorește să aducă opera de artă din spațiul atelierului sau din spațiile deja consacrate, cum sunt muzeele, alături de publicul căreia îi se adresează. Expoziția va fi deschisă până în 15 februarie și așteptăm persoanele doritoare să o viziteze. Așezând lucrările, văzând reacțiile oamenilor, ne-am bucurat că este ceva nou, ceva mai puțin văzut în orașul ăsta. Lansarea unui grup. Toți ne potrivim foarte bine ca și abordare coloristică și toți am preluat niște subiecte dintr-un punct de vedere foarte poetic și blând. Am aici vreo 14 lucrări. Nici nu credeam că vor încăpea atât de multe lucrări. Sunt relativ mari, dar în acest loc revin la dimensiuni umane. Consider un alchimist.
un alchimist care se folosește de absolut tot ce găsește în jur, elemente care nu par atât de prețioase și de importante pentru a crea aur. Pe dată chiar am impresia că tot ce ating se transformă în aur, pentru că pictura, indiferent de ceea ce consideră criticii, pictura este aur. Oricât de mică este, oricât de neimportantă, aparent neimportantă, este de fapt o fărâmă de suflet, este perfectă și este aur. Tot ce folosim noi ca și inspirație, de fapt, e o repunere în scena unor elemente pe lângă care trecem, pe lângă care oamenii trec fără să le fără să le vadă, fără să le prețuiască. Noi le scoatem și le repunem pe o scenă. Le reconsiderăm. Asta mi se pare cea mai frumoasă slujbă, cel mai frumos job de pe lumea asta. Să le repunem pe piedestalul pe care merită să stea. La fel consider că oamenii când privesc un tablou intră într-un dialog cu întregul univers, nu numai cu pânza ta. Foarte important să privești arta. Cristian Antoniu, Radu Pulbăr, Adriana Elian și Andor Chemeveș. E un grup care are o poveste ce ține de apartenență. O apartenență care ține de comunitatea clujană, de comunitatea Universității de Artă și Design din CAP, pe care am absolvit-o toți. Și de asemenea este o apartenență de vecinătate, vecinătate care este chiar geografic. Avem atelierele în proximitate unul față de celălalt, dar în același timp e o apartenență la un limbaj vizual deosebit de romantic, între care pendulează între figurativ și abstract, între zone care merg spre, de la romantism magic spre tot ce ține de magie și mister. Astea ar fi câteva lucruri care ne identifică pe noi ca și grup, un grup care ne-am reunit sub denumirea grupului Platforma. Particularitatea a lucrărilor mele este acest mixaj de limbaje și de transfer de limbaj plastic între pictura, pe care din punct de vedere vizual mi-o doresc extrem de contemporană, și inserțiile de broderie, care este un umil omagiu pentru bunicile mele, care ambele au fost dantelărese și și-au câștigat existența prin o muncă din asta extrem de minuțioasă și de migăloasă. Și este oarecumva o expresie a timpului, a ceea ce facem în fiecare zi, punct cu punct, cusătură cu cusătură, și toate lucrurile devin și se nasc ca o extrem de interesantă tapiserie sau broderie a timpurilor pe care le trăim. Pot vedea în lucrările mele oarecare stare poetică, întrețesută cu o ușoară ironie de cele mai multe ori. Dar această dimensiune poetică, eu cred că este esențială pentru
imaginarul meu, pentru că este forța care, într-un fel, hrănește acest imaginar. Pentru mine, pictura este poate cea mai puternică modalitate de a înțelege ceva din misterul acestei lumi și de a mă înțelege pe mine, de a intra într-un fel în conexiune cu energiile benefice ale Universului și, de ce nu, și cu Îngerul Creației. Există în lucrările mele, mai ales în cele recente, o atracție către personajul animal, către lumea bestiarului. Însă, dincolo de, să spunem, mode sau de, eu știu, o parte oarecum mai de impact, pentru mine, animalitatea sau personajul animal este, într-un fel, partea de subconștientă a ființei noastre. Pentru că noi suntem, într-un fel, situați între cer și pământ, între raționalitate și iraționalitate, între pulbere și stele. Și, practic, suntem o țărână care visează la cer și la stele. Și, într-un fel, poate încerc să înțeleg mai mult despre ființa umană prin aceste referiri la animalitate și la un moment bestiar. Sigur, de asemenea, există în lucrările mele mai multe nivele de realitate sau de înțelegere și de interpretare. Dacă ar fi, să spunem, să analizez una dintre lucrări bunoare, cea cu pictor și modelul, dacă ar fi să o iau așa la întâmplare, la început vezi doar trei elemente care sunt acolo, care ți se par foarte interesante sau cool, nu? O maimuță care pictează un înger și un fluture. Și zice, ce interesant este chestiunea asta. Ha. Și acest lucru poate strâni un zâmbet. Dacă stai mai mult și te uiți și te mai ai răbdare, vezi că, de fapt, maimuța respectivă pictează ceva și te uiți la titlu, vezi pictul modelul, înseamnă că această maimuță, fiind un simbol al limitării, face o trimitere critică la pictorii care doar imită natura, pictează după fotografii și, mă rog, nu merg mai departe, nouă imaginație. Privind și mai în adânc, observ că, de fapt, observ un detaliu mai straniu. Nu există modelul fluturelui și fluturele este transparent. El, de fapt, nu există. Și atunci se spune întrebarea, bine, dar și atunci el ce imită acest pictor? Maimuță. Îți poți spune că da, e ceva din imaginație sau ceva care vine din memoria lui. Faptul că nu există acest fluture, fiind transparent, poți să spui că de fapt el nu pictează, ci mai mult își imaginează cum pictează acest fluture. Este mai mult un fluture virtual. Și totuși, de unde vine acest model? Observ la un moment dat mâna îngerului care îl arată pe
pictor și atunci te lămurești, aha, poate că îngerul este cel care îl, îl inspiră. Iată cum, în felul acesta, sunt mai multe nivele de înțelegere și de pătrundere într-o singură lucrare și care face mai complexă și aceste lucruri nu se opun, ci sunt într-o formă de a da complexitate mai mare lucrării. Pictura reprezintă pentru mine mai degrabă un proces decât un obiect finit sau o serie de obiecte finite. Ceea ce mă interesează, fiind vorba de un proces care mai degrabă îl găsesc inconfortabil, dar fără care n-aș putea să-mi imaginez existența mea, reprezintă o serie de decizii, o serie de întoarceri în timp, o serie de relații pe care le fac cu ceea ce există și ceea ce mi-ar plăcea să lucrez. Ai mereu senzația că o serie de înaintași se uită cumva într-un fel peste umărul tău. Ceea ce aș îndemna eu ar fi privitorul să aibă mai multă încredere în felul în care se uită la pictură. Pentru că tot ceea ce aș putea să-i spun eu, din punctul meu de vedere, ca pictor, în relație cu narațiunea sau cu aspecte formale ale picturii, poate să fie pentru el mai puțin important sau irelevant. Pictura se poate vedea, se poate recepta dintr-un singur act al privirii, și există de la început o relație din aceasta care înseamnă empatie sau înseamnă un fel de rezonanță cu lucrarea, ceea ce îmi propun eu chiar în titlurile pe care le dau lucrărilor și care înseamnă un fel de declanșatori ai imaginației privitorului sau relației cu lucrarea. Sugerează mai degrabă un fel de încercări poetice de a stabili o relație cu lucrarea. Spații scufundate sau voracitatea uitării sugerează mai degrabă un fel de act care, în cursul căruia ar trebui să iei contact cu ceea ce poți să vezi în pictură și să încerci să faci un fel de baleaj al suprafeței, să cauți ceea ce te interesează, să încerci să te regăsești în ea, să descoperi ceea ce îți place. Ceea ce expun aici sunt o serie de lucrări din mai multe perioade de creație. Atunci când spun mai multe perioade de creație, mă refer oarecumva la ultimii 2 sau 3 ani. Și sunt lucrări mai recente și lucrări pe care le-am elaborat și sunt oarecumva mai strâns legate într-o etapă pe care o numeam și rătăcirile trupului. O etapă în care corpul apare și dispare, ceea ce e de fapt un proces care se petrece mai peste tot în pictura contemporană. Pentru că pictura contemporană glisează într-un fel de încercare de a-și readuce aminte de parcursul picturii, beșteșugului picturii în general, cu elemente care sunt elemente formale și elemente informale, elemente care țin de figura umană și de corporalitate sau o ascund.
Ceea ce e important și ceea ce mi se pare mie vital în pictură e să încerci să prezinți un fel de modalitate cât mai personală de a te apropia de ceea ce înseamnă temele acestea care sunt permanente în pictură. Un fel de modalitate în care să încerci să te redescoperi, să încerci să negociezi cu ceea ce înseamnă mijloacele astea ale picturii, să încerci să lucrezi cu ceea ce înseamnă suprafața, cu ceea ce înseamnă textura, cu ceea ce înseamnă culoarea. Și asta nu e de fiecare dată foarte ușor. Mi se pare că se întâmplă o convergență, care o convergență fericită în această expoziție între lucrările noastre. Suntem un grup care ne respectăm foarte mult, am mai expus împreună și între lucrările noastre există corespondențe care sunt binevenite pentru fiecare din noi.